Hai, bună seara, băieți și fete! Ce mai faceți voi? Acum 2 ani am făcut un video asemănător cu taximetriști, care am văzut că v-a plăcut, că a mers destul de bine. Ce-i drept și eu am râs acum când m-am uitat din nou la el. După cum bine știți, nu merg eu prea des cu taxiul, dar de la ultimul videoclip de genul s-au mai adunat câteva experiențe de-astea mirobolante. Nu înțeleg cum se face, chiar nu înțeleg. Nu merg prea des, dar când merg am magnet la toți ciudații. Bă, atunci când urc în taxiul, cred că din 4 curse, 3 sunt cu ciudați. Prima întâmplare. O zi frumoasă, merg să-mi las mașina la service, că aveam de făcut o revizie. Și vă dați seama că durează acolo o oră, două, trei, eu știu, și n-aveam chef să stau acolo, să mă uit la omul ăla ce face. Și ce mă gândesc? Bă, merg la mall, la City, aici la noi în Constanța, mănânc și eu ceva și mai văd eu ce fac pe acolo, pierd timpul. Până mă sună că e gata să merg să iau mașina. Zi și făcut. Sun la o firmă de asta de taxiuri să-mi trimită și mie un taxiu. După 10 minute, apare un Logan. Cu un om normal la prima vedere, dar aparențele sunt înșelătoare. Urc în față. Oh, salut Sebastian, ce faci? Mă uit așa 2-3 secunde la el. Cred că mă confundați. Bă, și începe cringe-ul de pe lume. Cum să te confund, mă, Sebi? Ce naiba, nu te știu eu pe tine? E Sebastian al lui Giorgeta. Nu mai știi când ai venit odată la mine acasă acolo la Dacia acum 3 ani de zile? Da, să știți că nu mă cheamă nici Sebastian și nici n-am fost acasă la dumneavoastră acolo. V-am mai spus, cred că mă confundați. Ei, te confund, nu-s chiar așa de nebun să nu mai ții minte. Vă dați seama ce cringe mi-am luat. Nu știam ce să fac să ajung mai repede, să treacă timpul mai repede. Omul ia pachetul de țigări de pe bordă și aprinde o țigare. Vrei și tu una? Hai mă, ia, nu-ți fie rușine că nu te spun lumăta. Nu vreau, că nu fumez. Hai mă, ia, că nu te spun lumăta. Bă-mi venea să iau țigara aia, să o aprind numai așa de frică. Am zis, cine știe ce om nebun o fi ăsta, mă pun cu el acum. Nu știam ce dracu să-i mai zic să mă lase, îmi venea să deschid ușa, scobor la primul semafor. Omul dă muzica blană și ce zice? Bă, ce bine e când mai dau și eu de un cunoscut așa, că mă simt și eu așa în largul meu, nu trebuie să stau așa crispat să nu deranjez sau ceva, pot să fumez liniștit, n-am nicio treabă. Doamne, măica domnului. Până la urmă am ajuns, i-am dat banii repede și am plecat dracu. Altă fază de care mi-am adus aminte s-a întâmplat mai de mult. Eram la liceu și lucram. Și într-o seară când am plecat de la muncă, zice un coleg: "Bă, stai mă așa că am eu un prieten taximetrist, îl chem pe ăla să ne ia." Vine omul, toate bune și frumoase, bineînțeles că nu pusese ceasul, doar era tovarăș cu colegul ăsta al meu. Când aproape să ajungem, i-am zis la om că cam aș avea și eu nevoie de bon, că trebuie să-l dau înapoi la muncă să mi-l deconteze. M-am gândit, mamă, să vezi acum scandalul dracului că ăsta nici n-a dat drumul la ceas. De unde naiba mi-o dat bon, Dumnezeu știe. Da, frate, nicio problemă. Uite, aveam un bon aici în ușă. E de mai devreme, ți-l dau pe ăsta. Mă uit la el, era cu 2 ore mai devreme. Îi zic, păi da, dar la ora asta de pe bon eram încă la muncă, gen. A, n-am știut. Nu-i problemă, stai că-ți face fratele tău altul acum. Dă drumul la ceas, avea ceva șmecheresc pe volan pe undeva, că urca tariful la 10, 15, 20, 25, 30, 40. Îi zic gata, că deja e prea mult. Păi zic cât vrei. Nu știu, 30 de lei acolo. Omul apasă alt buton, se dă înapoi ceasul la 30 de lei. Apasă ok, scoate bonul, ia frate. Mersi. Mă uitam așa la el, zic, mamă, mai bine că n-a pornit ceasul din prima, că cine știe câți bani îmi cerea după aia, cu maimuța lui cu tot. Avea omul undeva și șmecherez băgat pe sub volan pe undeva, că făcea ce voia, sunteți nebuni. Vă dați seama, urcă unul care nu știe, merge taxiul și el mai apasă pe buton la încă 10 lei, încă 5 lei și tot așa și face omul treaba. Ăla gagicar care de fapt nu era gagicar, dar el așa credea despre el. Acum un an de zile și de nopți, în sfânta zi de 25 decembrie, eu și cu băiatul Newton trebuia să plecăm cu un taxi către un loc din parcarea căruia să ne luăm mașinile. De ce aveam mașinile acolo? Pentru că inițial ne-am dus să consumăm. O cafeluță, o biscuite! Dar am ajuns să bem una, două beri, așa că am plecat de acolo cu taxiul și am lăsat mașinile în parcare. Vedeți? Oameni responsabili, domne. Și când mă gândesc, alții bagă de toate cu pumnul și se urcă la volan. Eu nu ne că eram la Logan, la Lovan. Ei, și când am plecat cu taxiul de acolo, situația a fost normală. Era un om care nu vorbea foarte mult, era liniște, totul perfect. Am băgat somn și de dimineață la ora 3 ziua, mă văd cu băiatul Newton, hai bă să luăm un taxi să ne luăm mașinițele de acolo. Zi și făcut, băgăm mare până într-o stație de taxiuri și am început să judecăm șoferii după aspect. Ia uite-l pe ăsta ce față are. Ăsta arată dubios. Asta arată de parcă o să ne ceară 100 de lei pe curs. A, uite, un om care arată mai normal, care stă calm în mașină. Hai la asta. No, hai bună ziua, băi fecior, băi, ce faceți, băi?
Ia ziceați unde mergem, unde mergem? Bă, eu cred că n-am ales bine. Ae, hai să tăcem acum și hai să mergem. Da, vrem și noi până la localul ăla. Ce treabă aveți, mă, voi la 3 ziua acolo? Păi să vedeți că am băut 2 bere aseară fiecare și ne-am lăsat mașinile acolo și acum ne ducem să le luăm. Și nu v-ați urcat la volan de la 2 beri? Nu, nu. Fai de capul și de zilele mele. Păi ce bărbați sunteți voi, mă? Păi ce treabă are? Păi pare, bă, cum ce treabă are, bă, că pe vremea mea se îmbăta lumea la discotecă, mangă se făcea și după se mergea cu mașina până acasă și toată lumea ajungea bine, nu pățea nimeni nimic. Stați liniștiți că știm și noi cazuri ca dumneavoastră. Ce să știți, bă, că voi că generația asta... Auleu... Generația asta e aiurea tare. Uite și tu, blasa asta cu condusul, cu condusul băut. Dar uite și fetele astea, bă, din ziua de azi, câte figure au în cap, bă. Păi pe vremea mea le luai, le făceai vorbei cu ele. Acum parcă s-au cumințit, dar nu s-au cumințit cum ar veni. Aha, aha, mai spuneți, mai spuneți. Păi ce să mai zic, mă, eram în stație la autobuz, era una de asta care cred că avea 19 ani și îi zic, hai salut, că bună ești deja, păpușă. Care-i treaba, care-i treaba? S-a uitat la mine și a râs. A râs de mine, mă, și a plecat. Și dumneavoastră câți ani aveați dacă ea avea cam 19 ani așa? Eu am 52. Da, da, așa e, ea proastă, ea proastă. Era normal să vă salute, zic eu. Păi așa zic și eu. Ce mergea vorba asta cu salul că bună ești deja, s-au șmecherit toate. Da, da, aveți dreptate, sunteți o victimă a sistemului. S-a schimbat, domne, multe, ce să facem, asta e, nu mai merge nimic în țara asta. Așa e, uite, da, uite, bravo, nimic, bă, nimic, de clown pușca pe Ceaușescu. Bă, au luat-o toți razna, toată lumea e ciudată, bă, toată lumea. E, noroc că dumneavoastră sunteți normal, căci ce ne-am face fără oameni ca dumneavoastră? Mersi că ne-ați adus sănătate. Doamne sfântă născătoare. Te-ai văzut, mă, cum era asta? Ce dracu să mai zic, hai dracu să ne luăm mașinile. Bă, și a mai fost o mică fază și ciudată, tare, tare de tot. Când așteptam un taxi, bă, și stau, nu vine nimic. Mai stau 5 minute, apare omul în cele din urmă și văd care o roată spart. Domne, aveți roata spart? E, draci, și eu nu știu, nu? Știu că am dracu. Hai, unde mergi? Mergi aproape? Relativ, da. Hai, urcă, că mergem așa. Sunteți sigur? Da, domne, urcă, ce mai turavură. Eu am luat și o groapă din ea urcat tot omul și aia e, n-o să pierd acum 20 de lei pentru o roată spartă. Ce am nebunit la cap? Doar am nevoie de bani. Ce dracu, îți place, eh? Sunt afacerist, așa trebuie și voi ăștia tineri, bă, indiferent de situație, bă, să fiți pozitivi, mă. Doamne.